M-am rugat Domnul să mă ierte pentru că am venit încoace spre Cornești destul de nemulțumit și aproape am ajuns la Cârtirea. Am făcut vreo 8 ori cu mașina, fiind destul de bolnav, și îl întrebam pe fratele Medică: frate Medică, de la noi din Bucovina și până în Cornești nu am mai avut cine predica, dar când am ajuns aici m-am înviorat. Îmi sunteți dragi, numai că realitate, sunteți tare de parte față de noi. Dar nu-i nimic, o să vă plătim dumneavoastră datoria și vă invit la noi la adunare și atunci o să fim la egalitate. Mulțumim că suntem în seara aceasta aici. Este o seară de evangelizare. Mă mărturiseam fratelui Radu de aici. Nu sunt un evanghelist eu, mai degrabă învățător. Sunt mai puțin dinamic, de aceea am ales o întâmplare mai dinamică care ne-ar putea să ne țină treji. Nu știu să dau foc bisericii, așa cum au unii darul de la Dumnezeu. Și totuși m-a rugat în seara aceasta, prin Duhul Sfânt, să-mi dea câteva cuvinte care să ne fie folositoare tuturor. Eu sunt perfect conștient că în fața mea am mari valori. Spunea Apostolul Pavel, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23, că noi suntem o trinitate. Spunea el: și Dumnezeu păcii să vă sfințească El însăși pe deplin. Și Duhul, și Sufletul, și trupul vostru. Vrând parcă să facă așa o limpezire, să facă mai ușor accesibilă mințe noastre înțelegerea aceasta, spuneam noi Corinteni, capitolul 4, versetul 16, de omul de afară și omul de înăuntru. Noi, dragii noștri, avem de la Dumnezeu un suflet. Și sufletul ăsta este de mare valoare. Fiecare dintre dumneavoastră are de la Dumnezeu un suflet care e foarte valoros. Spunea Domnul Iisus în Luca, în capitolul 9, versetul 23. Și ce ar folosi? Un om să câștige toată lumea dacă s-ar pierde sau și-ar prăpădi sufletul. Deci sufletul tău, care mă ascult în seara asta, e mai valoroasă decât toată localitatea aceasta. Mai mare valori decât ar fi în Târgu Mureș sau România. Sunt valori mari în lumea asta. Dumnezeu mi-a îngăduit. Am umblat aproape toate țările din Europa. Am fost și în Canada, și în America, și în Australia, și în Israel, că mi-a dat Dumnezeu posibilitatea aceasta. Am văzut lucruri extraordinare. Dar toată lumea asta luată la un loc, e mai ieftină și nu are valoarea pe care o are sufletul tău. De aceea eu sunt conștient că în fața mea am valori foarte mari. De aceea am și frică și emoții, dar și încredere în Dumnezeu. Amin. Întreba cineva odată cu un frate predicator: frate dumitale, mai ai emoții când predici? Și-a răspuns repede un alt predicator, secretarul comunității noastre. Și-a spus: de fiecare dată predicatorul are emoții. Și când ajunge să nu mai aibă emoții, atunci să nu mai predice. Spunea el: am fost profesor 27 de ani în liceu. Și într-un fel îi tratam pe copiii care vânturau ghiozdanul prin școală pe degeaba și altfel îi tratez pe tinerii noștri. Pentru că ăștia au ceva în plus de la Dumnezeu. Mult la tinerii aceștia. Și-ar dori ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. La noi în adunare, noi am îngăduit Domnul din 1964, avem și noi un cor mic. Avem orchestră, avem cor bărbătesc, avem grupuri, dar de regulă sunt alții. În orchestră cântă unii, în corul bărbătesc avem vreo 50 de frați care sunt numai cor bărbătesc, la corul mic avem vreo 70 de persoane, sunt alții, dar voi sunteți și la corul mic, și la orchestră, și la fanfară. În Moldova nu e nicio fanfară și cred că e fanfara cu cele mai multe surori din țară, care am văzut și eu cu oameni. Și îmi dau seama de câte repetiții, de cât efort, Domnul să vă binecuvânteze. Acum nu vă spun cum predicam odată la Elina Timișoara. Acolo au cântat în deschidere cântărețe extraordinar. Acolo toți au conservatorul. Și ne-am spus: dați-mi voi, dragi cântăreți, ca un afon, ăla care nu știe nimic în muzică, se cheamă afon. Un afon să vă dea nota 10. De la mine aveți nota 10. Dar înainte de a le da nota 10, le-am spus o întâmplare, o povestioară. Băiatul meu a venit acasă și a spus: tata, am luat un 10 la muzică. Și apoi el nu a spus povestioara aceasta, poate o știe, scrie la școală. A venit acasă un băiat tare supărat și a întrebat: tata, ce ai, mă, ce e te-a supărat? Tata, am luat un 4 la matematică.
și tasă, tasă, bătaie, păi eu prin mână școală să nu vezi mai mult de capul. Vine a doua zi, mai supărat. De ce-i pățământ? Tatăl a luat un patru la română. Și tatăl mi-ai trage într-o bătaie și vine a treia zi, bucuros, tatăl a luat un 10. La ce nu am 10, măi? La muzică. Și tatăl se încruntă și mai trage o bătaie. Și îmi spune, bine, dar acum am și mai bat. Păi bine, mă, dar ții cu patru la, cu patru la română și cu patru la matematică, s-o mai gândi la cântangă? Ei, acum eu vreau să întreb pe fratele Radu, au 10 la toate materii, la comportare, la îmbrăcăminte, la ascultare de părinți, la ascultare de frați. Dacă aveți 10, să vă dea Domnul să aveți 10 la toate. Amin? Vă plătesc cu mare respect. În casa unui prieten de-al meu a venit un grup de tineri, băieți și fete, nu știu ce e mâna. Și fratele Liviu îi spune, cântați o cântare. Omul ăsta sta într-o cameră mică, o trezit copiii, i-a culcat pe toți în altă cameră și a spus, dacă ați venit, mai cântați o cântare. Și-a luat unul caietul și tot o tras de caietul, chiar a început o cântare, nu știau să cânte, a început o greșit. O cântat două rânduri, nu mai mers. O luat o fată și nu așa e cântarea. O început ea și-a greșit-o și ea. Și-a început să râdă. Și fratele Liviu s-a dat afară pe hol, așa de supărat, că a spus, Doamne, eu trebuie să copii, i-am înghesuit acolo în două paturi și ăștia când se duc la mine în casă, mă duc și musul. Dar fratele era proroc și a spus, Domnul, să nu ai un cuvânt de mustrare pentru ei. Uite-te între ei, între ei eu am proroci, între ei eu am cântăriți, între ei eu am păstori, între ei eu am slujitori. Când spunea fratele Liviu, a venit un duc de rugăciune și toți din grupul acela au fost folosiți de Dumnezeu cu daruri profetice, în cârmuirea bisericii, în cântările de laudă. Eu mă uit la dumneavoastră și aș dori ca Domnul să pună un dar în fiecare și în aceia care sunteți mai tineri acum să aud despre voi că sunteți fii și fiice ale Dumnezeu. Amin? Amin. Fratele mei, aș vrea să ne apropiem de Sfânta Scriptură. Și să vă spunem că vă respect pentru valoarea care a pus-o Dumnezeu în voi. Ba încă venea Apostolul Pavel în 2 Corinteni și spunea în capitolul 7 cu versetul 14, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru ca puterea aceasta nemaipomenită să nu fie de la noi, să fie de la Dumnezeu. În trupul nostru, spunea Pavel în 1 Corinteni 3 cu 16, avem pe Duhul Sfânt. Noi suntem temple ale Duhului Sfânt și mulțumim Domnului pentru asta. Amin. O întrebare doar pentru tine. Problema sufletului, tu ai rezolvat-o? Ești bine cu sufletul? La noi au murit fratele Ieremia, care a fost prezbiter 35 de ani. La mormântare au venit mii de oameni, tot satul. Știa că se popa pocăitul, la noi e comună foarte mare. Și au venit mii de oameni și acolo un prag au predicat doi frați. Și s-a dat textul despre securia unui din fiii prorocilor. Care-i întâmplarea pentru cei care nu știu? Au plecat niște oameni să taie lemne. Și unul când a dat cu securia, i-a sărit toporul din coadă, nu știu cum să spune la dumneavoastră, și i-a căzut în apă. Și au venit la Elisir, că vai, era și pagubă, dar important, și cea mai mare durere, spune Domnule, era împrumutat. Și noi mai avem câte un lucru împrumutat. Și de acolo din prag, frații aceia care au predicat spune, tu ai de la Dumnezeu primit un suflet împrumut. Și trebuie într-o zi să-l dai înapoi. Cum îl dai? Când ai venit, când te-ai născut în lume. În afară de faptul că ne-am născut într-o natură păcătoasă, noi ne-am născut inocenți, fără păcat. Așa am venit în lume și așa a fost sufletul tău, curat de la Dumnezeu. Tu trebuie să-l dai înapoi. Și au trecut vremea, la câteva luni de zile m-am întâlnit cu un om la stâlpul porții, stau un pușcăriaș. A fost condamnat la 25 de ani de pușcărie, de care a executat 18 ani. Un munte de om pentru crimă sadică. Era cel mai de temut om din sat. Era bine să-l ocolești. Și eu l-am văzut când predicam acolo că era la poartă. Pentru că fratele Ieremia, prezbitul, a fost și el în pușcărie. Pentru codane și botezuri, securitatea l-a dus în pușcărie și l-a căzut în celulă cu criminalul ăsta. Și acum era și ăsta la mormântare. La vreo 6 luni de zile, mă întâlnesc cu el prin sat și mă cheamă, băi, băi, tu vină în voastră. Am spus, spune-i bani Gheorghiță. Băi, acolo în practic ai spus că noi avem un suflet împrumutat și de să-l dăm la Dumnezeu. Băi, tu știi că nu poți să dormi din cauza asta? Și eu nu i-am spus nimic, am plecat mai departe.
La un an de zile umblam cu carul, că sunt de la țară, așa un gran, plin de vite. Și umblam cu carul așa și el mă întâlnește, să spune, vin la mine. Și mă duc la el, spune, băi, băiete, dar răstit, am un an de zile de când nu pot să dorm. Din cauza la vorbele cele. Eu am un suflet împrumutat și trebuie să-l dau înapoi la Dumnezeu. Și am pus carul în jos și am spus, bani de gălbință, mă, dar a trebuit să-i pocăiești. În prima duminică, muntele astea de om, o intrat în adunare, o crezut cu fața la pământ. Și a spus, oameni buni, vreau să mă pocăiești și eu. Pentru că eu am un suflet și într-o zi trebuie să-l dau înapoi la Dumnezeu. Și trebuie să rezolv problema sufletului. O lua boteză. Și acum mergeau frații la el, și tot timpul găsea citind în Scriptură și veneau niște tineri, noi la tineri vizitează, familie, bondan, și erau niște copii și mergeau la omul ăsta și spunea, măi, băieți, dar aici cum trebuie să înțeleg eu? Și după o scurtă boală, Dumnezeu l-a chemat acasă cu problema sufletului rezolvată. Tu mă asculți în seara asta predicând, sufletul tău e mai valoros decât cerul și pământul întreg. Și sufletul tău l-ai primit la Dumnezeu și trebuie într-o zi să-l dai înapoi la Dumnezeu. Rezolvă-te, rog, problema sufletului tău și nu lăsa să treacă vremea, că într-o zi vei dori lucrul acesta. Eu am avut un închiet al meu, născut în familie de pocăiți, făcut școală de ofițer prin Germania și nu i-a plăcut pocăința. Nu spunea că e rău pocăit, e bun și eu am să mă pocăiesc, dar un pahar, o țigară, tovărășii din asta, prietenii rele, l-o ținut așa în păcat până în ultimele clipe din viață. La un moment de-a sta în pas și povestea mătușa, un om greu, un om voinic, la 100 și ceva de kilograme, s-a ridicat, era stâmpătă și îl întreabă mătușa, Ilie, dar unde te duci? Mă duc la dracu să mă botez. Eu trăiesc să iau botez. O căzut jos, că era foarte bolnavă. O căzut jos, au venit vreo doi vecini, l-au așezat în pas, Ilie, stai liniștit, s-a ridicat iară. Eu am nevoie de botez. Și mătușa spune, dar dragul și la servicii, el nu-i acasă, hai lăsăm pe mâine. Nu, eu trebuie să mă botez. Și în noaptea aceea, chinuit de gândul că nu s-a împăcat cu Dumnezeu, o plecat dintre cei vii. Eu nu știu ce se rezervă ție viitor. Odată a fost chemat la mine, unui un frate rotar, o greu de la Odești, și îmi spune, frate Dragoș, vrei să vii la o mormântare la noi să predici? Și îmi spune, dar cine a murit, frate Aurel? A murit un om, el nu-i pocăit, nu-i botezat, dar nu îngropăm noi. Mi-a spus, dar cum îngropăm noi pocăiță dacă el nu-i botezat? Frate, stai să-ți explic. Nevasta lui a început să meargă la adunare, și oamenii sunt buni, au patru copii, și el la câteva vreme merge și el la adunare. Măi, să văd unde merge nevasta la adunare. S-a așezat pe banca adunării și l-a plătut și îi spune la nevastă, măi, mă hotărăsc și eu. Se ridică în adunare și se hotărăsc amândoi la pocăință. Vin vremea ca să se oficieze botezul în apă, să fie amândoi cât avem. Cu o săptămână înainte de a să oficia botezul, el îi spune la nevastă, măi, ia tu botezul și eu mai stau parcă, mă tem că n-am să pot eu ține, că asta e o altă tactică a rășmașului. Dar ia tu botezul și la primul botez când va fi, voi lua și eu. Soția lui a primit botezul în apă și într-o duminică, el era cu vitele pe câmp. Și-a venit o ploaie mare și oameni relativ tineri, la 30 de ani. Ea a luat umbrelă și o sucit repede. Și veneau amândoi sub umbrelă, vitele mergeau pe josea și o trăsnit odată în umbrelă. Soția nu a avut nimic, iar el a luat foc, a fost electrocutat și îmi spunea nevastă după aceea, Dragoș, abia ciorat de supraelastic în picioare, am pus să-i trag jos și nu i-am putut trage. Și a murit acolo în mijlocul josei. Și acum fratele Rotaru spune, am vorbit cu familia ca să ne îngropăm noi, nu? Și am mers acolo, am predicat Evanghelia și atâta m-am gândit, băi, dacă omul ăsta totuși era hotărât să se pocăiască, de ce nu m-a îngăduit Dumnezeu oare să prindă și el vremea botezului? Și după aceea m-am gândit, și dacă Domnul s-a hotărât, de ce nu a vrut să iei el botezul? Știți, în Egipt era o plagă mare, una din cele 10 urgii, broaște. Dacă ceva ce nu-mi place, nu-mi plac reptilele, șopârile, broaștele, șerpii, nu-mi plac. Ei, așa de multe broaște era, imaginați-vă dumneavoastră, gospodine, pentru că aveți casă frumoasă aici. Te apuci să frământi și pui făină albă și zahăr și drojde și mai pui mirodieni și când frămânți acolo, sare o broască în făină. Mai mănânci? Așa scrie în Biblie.
Că broașcul o să intre în coca cu făină și să te duci, să te culci cu un cearșaf apretat, brodat, frumos, cu modele frumoase. Și când ai pătrul la o parte, o broască pe perna. Era o mizerie în Egipt. Era o urgie extraordinară. Unde vânii broașe în casă, în magazie, în bucătărie. Și se duce Moise la faraon și îi spune, când vrei să mă rog să pleci broașe? Și faraon se gândește și spune mâine. Atât am gândit eu dacă eram în locul faraonului, spuneam, acum ea, în următorul minut te rogi. Și un păstor a intitulat pe o predică, încă o noapte cu broașe. Ce mai vrei tu să faci noaptea asta? Dacă nu te hotărâși la pocăință în seara asta. Ce realiză? Ce mai ai tu de făcut în noaptea asta, în săptămâna care vine, de nu vrei să te pocăiești acum? Nu vă amăgiți cu vorba care spune, eu cum am născut așa vreau să mor. Că până la urmă ar fi bine, dar nu mor așa. Nu mor așa. Un coleg, un prieten de-al meu, mergea pe autobuz. Și un alt coleg de-al noi de serviciu, ăsta care spune, eu secretar de partid pe unitate mare, în momentul când s-a pocăit, l-a dat afară și l-a pus măturător. Și mătura în curtea combinatului, el, secretar, birou, mașină și la dispoziție. Și mătura în curtea combinatului și cânta plin de bucurie. Și odată merge pe autobuz, se întâlnește cu un coleg de-al lui care are un băiețel așa în mână. Și spune, ce faci? Băi, nu vrei să te pocăiești? Dar te pune, Cosel, lasă-mă cu astea. Eu cum am născut, eu așa vreau să mor. Nu mai vorbim. Eu mor cum am născut. Dacă ar vrea să-i costi el, îl ignoră pe el. Nu mă să-i vorbim cu tatăl său. Spune, dar băiele, câți ani ai? 4 ani. Cum te cheamă? Nu, ce pare că e Ionuț. Păi, băi, Ionuț, tu crezi? Nu, Ionuț, nu să fie. Mai trage că eu se gândă. Nu fumezi, nu, nu fumezi. Păi, dar tu înjuni? Nu, nu înjuni niciodată. Și îi spune la tatăl său, băi, vezi cum mi-am născut? Când ne-am născut, nu am băut, n-am fumat, n-am jurat, n-am curbit, n-am lăcomit, n-am făcut astea. Noi nu murim cum ne-am născut, noi murim cum am trăit. Dar în seara asta există posibilitatea să ne pocăim și Dumnezeu să ne ierte. Amin? Amin. Frații mei, m-am aplicat spre versetele acestea care le-am citit, fără să fac filozofie că nu-mi place, și am vrut să vorbesc ceva despre viața asta trecătoare. Viața pe care o trăiesc eu acolo în codul Bucovinii, viața pe care o trăiesc dumneavoastră aici, și atâta s-au întrebat oamenii, ce este viața? Odată un poet spune, ce-i viața ta? E o periță, știți cântarea? Cu care scrii mereu, pe un drum. Și apoi, la ultima portiță ce ai scris cu drumul în periță, nu se mai șterge nici de cum. Întotdeauna oamenii s-au gândit, ce este viața? Pavel a spus, viața e o luptă. Tot Pavel spunea, viața e o alergare. Iar 2 Timotei, capitolul 4, versetul 7. E o luptă, e o alergare. În seara asta eu aș vrea să vă prezint viața și în virtut mă gândeam la altă predică. Când m-a intitulat fratele Mitică poezia Dorul de veșnicie, și mie mi-e dor de veșnicie, frate. Și mie mi-e dor de veșnicie. Am trecut de 53 de ani, îs născut în pocăință. Mama mea a născut în 1930. Era născut în pocăință. Bunicul meu a fost condamnat la Cernăuț de 2 ori pe 25 de ani. O lăsat copiii orfani și mi-e dor și mie de veșnicie asta. Dumnezeu mi-a dat odată Ierusalimul de sus, într-o vedere, atâta e frumos, că nu se poate imagina. Vorba unui copil odată, sta noaptea cu mama sa de mână și mama sa i-a dat sterile, exact ca poezia aceasta. Și era fascinat de frumusețea asta a universului. Și la un moment dat copilul smâncește pe mama sa de mână și spune, mama, dacă cerul pe dos e așa de frumos, dar apoi pe față cum? Apoi pe față a fost un apostolul Pavel. Ceea ce vedem noi aici în cerul pe dos. Dar acolo Pavel a fost în al treilea cer și a spus, nu poate omul să spună, atât de frumos acolo. Dar întrebarea mea este, vom ajunge cu toți acolo? Când se va auzi trâmbița, vine mirele, când va fi chemarea aceea, voi veți fi care cântați aici? Eu voi fi care predic în seara asta? Și urarea mea, pentru că sunteți simpatici și îmi sunteți dragi și îmi fale rău că am cărbit pe drum, și dorința care o am pentru voi să se împlinească ce îi spunea Îngerul Pavel. Pavel, ți-i dăruiesc pe toți.
și care suntem aici, noi cu familiile noastre și noi cu adunarea aceea din Cornești, să ne ajute Domnul să ajungem cu toți la Biserica. Amin. Viața, am spus eu că este o călătorie. Este o cântare veche, care o știe. Viața e ca un tren de munte. Mi-ar fi plăcut să prezint viața ca o călătorie cu trenul. De meserie sunt mecanic locomotivă. Am avut colegi de școală, am făcut școală la Brașov, de Mureș, de Rești, din biosatele astea. Și de 34 de ani sunt mecanic locomotivă. Dar nu voi prezenta viața ca un mecanic. Voi prezenta viața ca o călătorie. Spune cuvântul Domnului în Geneza. Avem verset scris. 47:9. Faraonul a întrebat pe Iacob, care-i numărul anilor tăi? Și Iacob răspunde, zilele anilor călătoriei mele sunt de 130 de ani. Călătoria mea de pământ a fost scurtă și plină de necazuri și n-am atins anii părinților mei în timpul călătoriei lor. Vreau să spun, trecerea ta, trăirea ta, viața ta aici în Cornești este ca o călătorie. Și am ales un model de călătorie, o călătorie pe mare. Trebuie Pavel să meargă la Rom, trebuie Pavel să stea în fața împăratului și noi trebuie să călătorim și odată să stăm înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ajungem acolo. Vorbim de călătoria aceasta în Exod capitolul 17, cu versetul 1 spune călătoriile zilnice ale evreilor. În fiecare zi călătorim. Dumnezeu ne-a așezat pe pământ în diagrama asta pe două coordonate, spațiu și timp. Timpul e o invenție a lui Dumnezeu pentru noi. Timpul a început odată cu creierea omului și sfârșește. Apoi urmează veșnicia. Psalmul 90. Din veșnicie în veșnicie tu ești Dumnezeu. Nu intrăm în amănunte. Dumnezeu ne-a așezat în spațiu și timp. În coordonate de astea două noi călătorim. Eu am călătorit astăzi 8 ore, am stat la volanul mașinii pe un drum rău, aveți aici, aveți un drum rău, iertați-mă, așa la noi drumul e foarte bun, mult mai bun, și am călătorit până la voi. Am călătorit în spațiu, câteva sute de kilometri. Dar nu numai spațiu, în timp călătorim. Vă spun ceva, dacă ai un duh de lemn în tine și într-o zi dormi toată ziua și nu ieși nici măcar până în curte, tu tot ai călătorit. 24 de ore tot se duc dimineața ta. Noi călătorim în fiecare zi. Încă ceva o remarcă. Numeri 33:2. Moise a scris călătoria evreilor după porunca Domnului. Călătoria noastră e scrisă. Cântările voastre sunt scrise. Repetiții la care întârziați voi. Sau nu sunteți atenți câteodată, da? Dar cred că sunteți atenți la citat tare frumos. Astea toate sunt scrise. Toate gesturile, toate vorbele, toate faptele tale sunt scrise. Am un prieten bun, păstor, în adunare la noi. S-a întâmplat ceva cu el. Nu mergea pompa, avea pompă și hidrofor. Nu mergea pompa. Și el se duce în casă, scoate ștechelul din priză. Coboară în fântână pe o scară cu 5 de cauciu, intră în apă, desface pompa și vede că e un cap întrerupt. Ia un cuțit, curăță, leagă capul împreună și dă să le sigileze înapoi, să le izoleze. Când era înapă cu mâinile din capul, vine soția, spune, băi, mie, ce mi-a scos pompa? Și bagă în priză. Și omul ăsta e curentat. Trece un curent și scoate așa involuntar un strigăt, un strigăt de groază. Soția lui Dorica, cu mâna pe ștechel, trage repede afară. Și îmi spune dragul următoarele. Dar de dragul ăsta. În momentul când am fost curentat, deodată am văzut în fața ochilor mei tot filmul vieții mele. Am văzut din clipa de la 3-4 ani, de când am început eu să țin minte, cum am mers la școală, cum am dus la profesional, cum am dus la armată, cum am căsătorit, cum dirijam corul în adunare, ci că da, ceva ciudat. Asta a durat fracțiune de secundă, iar eu viața mi-am văzut-o cu încetinitorul. Mi-am văzut viața în detaliu, tot. Undeva, la Dumnezeu e înregistrat viața ta. E înregistrat gândul, vorba. Toate faptele tale sunt înregistrate. Am ajuns la Nürnberg, unde au fost judecați criminali de război. Acolo un tribunal cu bază militarizată, un tribunal cenușiu. Și acolo ni s-au spus, aici nu s-a făcut vârvă, nu s-a făcut vorbă ca în România. Un proces durează 20 de ani. Criminalul era în boxa acuzaților cu cătușă, iar pe perete era proiectat filmul vieții lui. Aceste filme le-am văzut și eu, care mi-au fost date. Erau acolo ofițeri, arăta cu un pușcat de ținut în cap, așa și cădeau toți în groapă.
Omul care și-a văzut faptele pe perete, îngrozit, nu mai putea să spună nimic. Într-o zi, faptele tale vor fi afișate în văzul tuturor. Eu te întreb, nu vrei să te pocăiești în seara asta? Dumnezeu să ne ajute. Când ne pocăim, El știe faptele noastre și ne socotește neprihănit. Slăviți-o pe Domnul! Viața noastră este o călătorie care are un preț. Iona 1 cu versetul 3. Iona a coborât și a plătit prețul călătoriei și noi trebuie să plătim. Dar privind la cuvântul acesta, aș vrea să vă vorbesc de un drum. Viața ta este un drum și rețineți. Primul gând, un drum obligatoriu. Ce căutați voi la Cornești aici? De ce v-ați născut aici? N-ați fi vrut să vă nasceți în Sydney, e așa de frumos? Eu am fost acolo. N-ați vrut în Sydney, nici măcar în Chicago. Pe mine m-au dus frață într-un loc mare, că bătăria să mă uit în jos, de câteva sute de metri. Am fost în Houston, la baza spațială, NASA. Am rămas impresionat și am spus dacă mă năștiam eu aici. Dar nu vă întrebați nimeni. În mod obligatoriu v-ați născut aici. Nu vă întrebați nimeni cum să fie culoarea părului sau a ochilor. Nu, pe mine nu mă întrebați, nici pe voi. Obligatoriu. Pavel călătorea spre Roma în mod obligatoriu, era cu lanță. Și s-a dat și eu, Pavel, să uite pe Roma. Obligatoriu tu treci pe aici. Și voi obligatoriu sunteți în adunarea asta de aici. Obligatoriu v-ați născut într-o familie. Nu vă întrebați, mai vrei un frățior sau mai vrei încă 14? Nu mă întrebați. Nu mă întrebați nici călătoria asta, cât de lungă să fie. Eu am predicat la o soră în Doamnă și am întrebat câți ani au avut sora. Nu mai trebuia câteva zile și avea 103 ani. Și am predicat la copii de 3-4 zile. Anul ăsta pentru mine un debutat cu o tragedie. Un coleg de-al meu cu care am stat ani de zile la Brașov, care a făcut școală și am mâncat și am dormit și ne-am cunoscut. În ziua de anul nou, tata 10 copii mergea la adunare. Mai avea 200 de metri până la adunare și s-a făcut rău, a căzut jos. Îmi povestea cineva, era cu doi băiețeni și au început băiețeni să tragă. Ai tata la adunare, ai tata să pierdem la adunare. Și tatăl s-a murit în mijlocul drumului acolo și am predicat la privecere și au fost o tragedie, a rămas o femeie vădă cu 10 copii. Și tatăl s-a murit mergând la adunare. Nu știi când mor tu, nu știu nici când mor eu, pentru că noi sfârșim călătoria, dar nu știu când. Dar e un drum obligatoriu. Nu mă întreba, Domnul, cât vrei să fii din alt? Nu mă întreba cât vrei să fii de lat în spate? Eu am un cuvânt care spunea odată psalmistul și l-am văzut într-o adunare și spunea psalmistul acolo, te laud că sunt o făptură așa din spate. Nu e așa că se luna, nu? Da, așa o zicea altă zică. Mi-a spus, sunt minunat, noi oameni mulți. Sunt minunat că arăt așa. Am fost chemat într-o familie din București. O vină, te pierdeai pe ea. Și eu zic, vă felicit, Domnule, ați lucrat, ați câștigat. Și din dormitor mi-a dus un băiat de 19 ani, paralizat, plin de bube, din crește până în fel, bube așa ca nucile de mari, care se spărăgeau și furoiau mereu. Fraților, v-am rugat nu să ne apreciați casa, v-am chemat aici să vă rugați, că poate ce slujba noastră nu-i de predicată, nu-i de evangelizare, mai degrabă să ne rugăm pentru cei bolnavi. Și atunci am rămas, ce folos din casă, când m-am uitat la omul ăla paralizat de 19 ani, care nu avea viitor, nu avea nicio mângâiere, nicio fericire. Și m-am uitat la mine, a spus, ei bine, că sunt minunat. Și sunt minunat că-s pocăit. Îți minunat că-s botezat de Domnul. Îți minunat că El ne-a pregătit acolo. Slăviți să fie Domnul. Sunteți așa de minunat. Și suntem în drum obligatoriu. Și dacă suntem obligatorii, și dacă avem multe obligații, se naște în noi. Am făcut la fizică forța de acțiune și reacțiune, da? Dacă eu împing în peretele ăla cu o forță, peretele ăla se împinge înapoi cu o forță egală. Asta e că ne-am învățat la școală. Pentru că avem obligații să trecem prin viață, se naște în noi o reacțiune, o răzvrătire, o reavoință, o nemulțumire. Dar eu în seara asta am pentru dumneavoastră un cuvânt și ar fi pentru mine un mare succes în predicare dacă la sfârșit sau până atunci ați împlinit versetul 22. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voi buni. Știți care e pentru voi? Să zâmbiți un pic. Puteți? Trăind în Cornești, la școală, cu salarele astea, cu politicienii noștri, cu primarii noștri,
cu păstorii noștri, da? Hai să fim cu voi buni. Putem să fim cu voi buni? Și nu-i greu. Când Pavel i s-a adresat acestora din corabie, 276 de oameni, 14 zile nu au văzut soarele sau luna. Corabia era amenințată cu bărica Targu, o încins corabia cu frânghii și s-a lăsat purtați de Eurachilor, vântul ăsta grozav. 14 zile n-au pus o bucată de pâine în gură. 14 zile n-au închis geară peste geară să doarmă. 14 zile au stat trântiți în fundul curății, nibărbeniți, cu ochii roșii, îngroziți de teamă. Și vine Pavel de care spune, oamenilor, e voi, e bună. Era ușor? Nu era mai ușor din nou. Mai ușor din nou o să ne dea Domnul voia asta bună. Amin? Amin. La ora actuală, sunt atâtea duhuri de depresie, mai ales în rândul tinerilor. Atâtea duhuri am avut de luptat cu ele, nu unul. V-aș putea pune 10 cazuri acum, nu ne ajunge vremea. Când am trebuit să dau piept în piept cu duhuri de sinucire. Când mi-a spus frate Dragoș, când închizi telefonul, eu mă duc și mă sinucid. Și am spus, nu îl închide, măi. Nu de mult m-a sunat o soră din Spania, frate Dragoș, vreau să mă omor. Și a spus, măi, întâmplător, eu ajung peste 3 săptămâni la voi. Hai nu te omori până nu ajung eu acolo. Și când m-am dus în prima seară, mare bucurie, o vină o fată strimurând la mine. Frate, eu sunt tânăra care vreau să omor. Ai ceva să-mi spui? Și o trebuie să ne luptăm cu astfel de duhuri, duhuri de depresie, duhuri de frică, duhuri de descurajare. Pentru ce? Numai bine voia bună? Să ne dea Domnul voie bună. Amin. Amin. Am fost într-o biserică în diaspora, 5 frați slujitori. Toți aveau nevestele prinse de duhuri de frică. De 2 ani de zile dormeam cu lumina prinsă. Se temea să meargă să ia copiii de la grădiniță, să meargă cu la alimentară, de tea bărbatul sau, și făcea la vieta în casă și șantier. Și când Domnul o eliberat de duhul ăsta de frică, una din ele, soție de păstor, a spus, așa e de bine să nu te mai tem. Așa e de bine să te elibereze Domnul, să iei o copii, să-i duc la grădiniță, să-i aduc înapoi. Eu aș dori dacă sunt aici duhuri de descurajare, de depresie, de răzvrătire, duhuri de frică, să le muște Domnul Iisus Hristos. Noi n-am primit un duh de frică. Noi am primit un duh de înfriere, dar îi face să zic de mamă, adică tată. În anii tinerețe, fiind necate că cu motivul mă schimbam undeva în marginea Sucerie, și n-aveam mașină atunci, și mă întreba nevastă, mi-a de unde vorbi? Pe că a fost la sora mea în oraș și aveam o soră care e cu apartament. Na, bun, bun, du-te și dormi la ea, nu sta prin gări, așa până dimineață, o dată de 2 ori, de 3 ori. Dar odată îmi spune ea, ai dormit la Aneta? Da. Bă, dar cu ce am mers de la gara până la Aneta? Pe jos. Vai, de mine, mi-e noapte 3-4 km pe jos, ies pe șosea așa luminată. A spus, nu, bun. Eu pe cărare prin pădure, că ies pe o pădure și într-un kilometru sus. Și ea spune, cum nu ești în pădure, da? Și mă prinde de mână, mi-am dat seama cum mă iubesc și atunci. Și îmi spune, uite, acum aia îmi promit că nu te mai duci noaptea prin pădure. Și eu zic, de ce mai e asta să mă duc? Și cum nici dar nu te gândești? Păi mă gândesc, dar spune, du-te ce să mă duc. Voi, la pădure, poți să fii un om rău, spunea ea. Și poți să-ți iasă înainte. Voi, le lasă, e drept. Dar hai, e de logică. Să presupunem că noaptea la 1, să mă schimbam eu, ar fi un om rău în pădure. Dar eu când mergeam în pădure, eu cântam cu cântări de adunare, fluieram, echiu eu, când plăcea că o răsună pădurea. Să spunem că ar fi un om rău în pădure. Și el vede că vine unul la, la ora 1 noaptea chiuind. Zic, de ce să nu se teamă el de mine? De ce să mă tem eu de el să nu spui, voi vine la 1, hai să mă dau de deoparte. Măi, frate, din Cornești, de ce toți noi să ne tem? Dar lasă și mă teamă atunci. Nu. Noi ne temem de politicieni, ne temem de polițai, ne temem de ce o să fie mâine, ne temem de toate. Asta-i să mă tea amantă. Noi suntem copii de Dumnezeu. Amin. Amin. Și doresc ca Domnul să ne dea credință. Amin. Cum vine credința asta? Credința vine în urma auzirii, Roman 10 cu 17. Și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Sau 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 8 și 9. Altui ai dat credința. Să ne dea Domnul prin Duhul Sfânt credință. Amin? Amin. Și apoi creștem în credință. Cum creștem în credință? Ioan, capitolul 3, versetul 10, partea finală. Cel slab să spună, ce să spună? Sunt tare.
Știi, e că de unul spune, eu nu știu să predic. Mă, nici n-ai să predic. Eu nu pot să cânt. Acum vă spun un secret al altul, el era într-o familie și avea o trompetă. Și eram singur acasă și aveam o trompetă. Atât am suflat în ea și nu în ritm pe care o dat. Mă uitam la voi, cum faceți voi de cânt? Dar eu cred că să cânt și la trompetă. Și el și la altul spun, dar tu spui, așa mă, Doamne, aici, vai, nu pot să fac, așa, așa se întâmplă. Dar noi trebuie să spunem ce el și la altul spun, sunt tare, amin? O încurajare personală, Doamne, dă-ne asta, nu? Apoi, exploatăm, dacă vreți, experiențele trecute. S-a dus David să bată cu Goliat, Goliat avea 3,25 metri. Mamă! Și a spus Saul, tu nu poți, da, bă, dar pot, dar de unde știi? Păi eu pășteam moinii tatălui meu și când neam lupul și leu, îi sfâșiam. Ăla care a fost cu mine atunci, o să fie cu mine și acum. Deci, n-ați fost vindecați de Domnul niciodată? N-ați fost mântuiți de Domnul? N-ați fost eliberați de Domnul? Nu v-a dat Domnul bucata de pâine? Nu v-a dat Domnul binecuvântare până acum? Doar tot trecutul ăsta frumos, noi îl punem în față. Cel care a fost ieri cu mine, când a fost copilul bolnav și când l-am dus la Ungere și Dumnezeu l-a vindecat, o să fie și azi și o să fie și noi. Noi trebuie să creștem în credința aceasta. Mi-a vin de lupta asta, povestea odată un frate, a plecat David să se lupte și Goliat avea 3,25 metri, un cap mare, un de 3 metri și ceva, și mânerul avea 55 de kilograme zale de pe el, și mânerul ca l-a țesut cu o săgeată în cap de 6 kilograme. Și când îl vedeau cu vine, așa cum un uriaș, fugea după evrei, toți se temeau, și David se duce la el, s-a uitat, și așa de bucuros era, o să spune, ce cap mare, când îi trag una drept în frunte. O să nu-i vie pe ochi, îți dare capul mare. Dacă ar avea capul mic, doar nu poți să dai până în dânsul cu piața. Dar la capul ăsta, n-am cum. N-am cum să ratez. Ei, frate, Neptun e cazul mare, cu o problemă. Mai ușor să biruiești acesta. E mai ușor de luptat cu noi Dumnezeu. Amin? Amin. Un drum obligatoriu. Pavel trece aici. Un drum, în al doilea rând, un drum cu pagube. Noi ne-am învățat să câștigăm. Și odată mă întreba băiatul meu, tata, ce să mă fac eu ca să câștig mulți bani? Și eu am zis, tata, ce vrei să te faci? Mă, era pe casa a doua, a treia. O să eu mă fac prim-ministru, câți bani am ăsta? O să mă fac de pot, dar trebuie să-mi iertam la mulțire. Și când am auzit tabla mulțirii, o să fiu entuziasm, că tocmai astea erau probleme cu tabla mulțirii. Școli bune, servicii buni, să câștigăm, să avem. Haideți să ne educăm un pic și altfel. Drumul ăsta, spunea Pavel, văd că se va face cu pagă. Suntem obișnuiți să și păgubim? Suntem obișnuiți să și pierdem în viață? Și când avem o pagă în casa noastră, fugim la versetul 22. Vă sfătuiesc să fiți voie bună. Și când păgubești, când câștigi, când se înmulțește din rodul grâului și al îndelemnului, asta se bucură tot. Dar tu când pierzi, poți să pierzi cu demnitate. Să spui așa ca eu, Domnul da, Domnul lua, Domnul fie binecuvântat. Doamne ajută-ne la aceasta. Amin. Credeți că a fost ușor la stăpânul corabiei să spune, noi cu mâinile noastre am aruncat uneltele. Iar în versetul 38, după ce au urcat și s-au săturat, au aruncat grâul în mare. Să arunci agoniseala ta de o viață, să o pierzi, crezi că e ușor? Și să arunci pâinea în mare, credeți că e ușor? Îi drept scrie în Eclesiastul, capitolul 11, versetul 1 și 2. Aruncă pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. În partea 7 și 9, că nu știi ce vremuri vor veni. Asta înseamnă o aruncare zilnică. Adică împarți pâinea 7 și 8 și arunci în fiecare zi pe o pâine mare, ca vă vine vremea să o capeți înapoi. Ar însemna să vă spun eu să te duci și dai în fiecare zi la orfani câte un leu să-și cumpere ceva, că n-are. Ar însemna să dai o haină celor care e dezbrăcat. Ar însemna să faci o oară de sărmare la o mătușă care nu mai vede și nu mai poate face. Ar însemna să faci o milostenie în fiecare zi. Împarte pâinea, nu arunca deodată. Eclesiastul spune împarte un șepte și un opt și așa aruncă. Că dacă nu faci în fiecare zi,
Dacă nu dai câte un euro fiecare zi, vine vreme de furtună. Și bagi mâna în buzunar și spui la Târgu Mureș cu 5.000 de euro. Și spui, nevastă mai bolnavă de inimă, te rog, domn doctor. Și atunci arunci pâinea pe totodată. Nu mai bine dai la orfan, la vântul, la săraci, în fiecare zi. Și Dumnezeu ți-i dă la voi. Doamne, dă-mi înțelepciunea aceasta, amin? O viață, un drum cu pagube. Dar pentru asta noi trebuie să fim cu voie bună. Amin? Amin. În al treilea rând, un drum cu un traseu impus de furtună. Am ajuns la înălțimea Clip, unde nu ne-o lăsa vântul să ne oprim. Care din voia să realizați tot ce v-ați propus? Când înainte de mă căsătorim, eu țineam nevastă și vreau o casă frumoasă, și acum vreau. Și vreau să am un lac și o lebră. Asta a fost boala mea cu lacul și cu lebră. Și acum spunea nevastă, nu vei nici eu gâscă că n-ai avut până acum. Nu ne văd. Ei, mi-am făcut niște prin să nu mai ieșesc așa. Am vrut să fac o școală, am murit mama, o trebuie să renunț la școală. Am vrut să fac aceea. Am ajuns la înălțimea Clip, unde nu ne-o lăsăm vântul să ne oprim. Să știți că în viață nu faci tot ce vrei. Câteodată te împinge furtuna și unde nu vrei. Noi am plecat în Creta, în Felix am vrut să ajungem. Spune aici Luca. Și am ajuns într-o insulă a barbarilor, am ajuns în Malta. Mie îmi place când citeam întâmplarea asta și am ajuns la versetul 8, așa m-am bucurat, frică, am ajuns la limanul bun. Dar zic, băi, Domnul i-a dat parte și lor de limanul bun. Dar limanul bun în versetul 8 e cu ghilimele pus. Și am mai citit puțin și am ajuns la versetul 12, unde scrie așa. Și pentru că limanul nu era bun. Dar ori e bun, ori nu e bun. Și spune că limanul nu era bun de iernat, am plecat. Limanul bun și ce înseamnă? Să stai, te duci cu 3.000 de euro în insula Ibiza, azi m-o sunat un frate și la adunare acolo. Să bei cafeaua sub palmier și când ai gătit 3.000 de euro, vii repede acasă, dai la muncă iar. Astea sunt limanul bun, e bun de stat în concediu, o lună, două, așa, dar nu-i bun să trăiești acolo, nu-i bun de iernat limanul. E un loc al dezamăgirilor. M-am bucurat de ei că au ajuns la limanul bun, dar m-am întristat că nu putut să rămân acolo. Ați avut dezamăgiri de viață? Vreodată ați avut dezamăgiri? Am avut. Știi ce ar însemna limanul bun? Dacă aș face o școală asta și m-aș angaja, ce bine ar fi. Termin școala și te angajez și n-ai mulțumirea. Vrei să pleci acolo, ca o țară celălalt. Știi ce înseamnă limanul bun? Dacă m-aș duce să locuiesc acolo și ajungi acolo, iei familia și te duci acolo și acolo nu-i bun. Nu-ți mai place, vine apoi. Știi ce înseamnă limanul bun? Dacă m-aș mărita eu cu băiatul ăștia, frumoșel, esteț, în mașină, casă, știi măriți. Și după ce măriți, vine comitetul la tine și în veci. Când ai întrebat pe Domnul și n-ai ascultat de băiatul, dacă aș reuși eu asta, limanul e bun, e un loc al dezamăgirilor, că nu s-a dat de bună. Limanul e bun pentru mine, era în vremea lui Ceaușescu, am stat șef de anul la joc. Când nu avea aproape nimic, rafturile erau goale, mă duceam și spuneam, azi ce să mănânc? Și mă uitam acolo, o, tocadele bune. Și aveau o etichetă cu niște chipăruși și cu niște cepe așa de frumoase și dau capacul și când băgam lingura, nici un gust, domnule. Mai degrabă te-ai fi săturat cu eticheta dacă o mâncai. De era numai etichetă frumoasă, sunt locuri cu etichetă frumoasă. Dacă aș fi acolo și când ajungea că nu e așa de bun. E un loc al dezamăgirilor. Dar despre asta, fiți? Voi bună. Doamne, ajută-ne să fim cu voi bun. Amin? Vreau să mai continui la câteva cuvinte, nu am încălzat noi călătoria, cred că în seara asta, depinde cum mă ascultați. Am de la Domnul înțelepciunea asta ca să văd când trebuie să vorbesc. În al doilea rând, mă refeream la cei 276 de oameni din corabie și m-am referit la caracterul lor. Corabia poate fi adunarea, corabia poate fi familia și m-am referit la caracterul lor. Primul grup care l-am întâlnit au fost oameni mândri și neascultători. Pavel a spus, oameni, nu mai putem pleca, că va fi primejde. Dar ei care se credeau stăpâni pe țântă și plecat. Acum eu întreb aici, dumneavoastră aveți acasă copii neascultători? În adunare, dar o să spuneți dumneavoastră, ca nu-ți fără bine, mai sunt frați neascultători? Coloseni 3:20, copii ascultați în Domnul de părinții voștri. Evrei, capitolul 13, versetul 17. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși ca unii care o să dea socoteală. Ascultați?
Eu am rămas surprins când am văzut că Dumnezeu prea ascultat în toate lucrurile. Dumnezeu este un Dumnezeu al amănuntelor, dragii mei. Este un Dumnezeu al detaliilor. Și Dumnezeu prea ascultat în toate. Vă dau un caz. O plecat David cu Ioab, fiul Țeruie, cu Amasai, capitan de seamă, și cu mulți viteși, să lupte împotriva filistienilor. Și iată că filistienii urcă la deal. Armata lor urcă și abia stăpânesc capitanii ăștia, niște arvăstari, așa. Și spune, David, plecăm? Și David plecăm, uite, filistienii vin. Și el, încă puțin mai stăm. Și deodată se uită la o lizieră de duz acolo. Și îi întreabă Ioab, David, ce te uiți la duz? Zice, uite la filistieni că vin. Și David a spus, încă puțin. Știți ce era problema? David avea un secret cu Dumnezeu. O spune Dumnezeu așa, când îi auzi un fuie de pași pe deasupra duzilor, atunci să pleci. Da, dacă pleca mai repede. Ce se întâmplă? Nu era bine din loc. Dumnezeu ne dă detalii și vrea să fie ascultat cu detalii. Am un prieten, m-a sunat când veneam în coace, fratele Crescu, mare cent. O să vă spun întâmplare, stă pe o garsonieră cu 9 copii. Și fratele Marin Bogdan din Botoșani, medic, pleacă cu soția la America și îi spun americanii așa, aici ai apartament, ai tot ce trebuie, nici un act nu atunci din România. Totul e gata. Și el se duce la Cornel, când s-a îngăstor, îl spune frate Cornel, eu plec în America, cui dau eu apartamentul ăsta mobilat din centrul Botoșanilor? Și el spune, eu nu mai cer, mai două copii de o garsoniere, acum are 12. Se duce la Marcel și spune, vezi, ăsta la Londra. Uite, fratele Bogdan îți dă ție apartamentul. Și el spune, frate, eu am avut o lucrare că Domnul îmi va da, dar îmi va da casă, nu apartament. Și Bărsani spune, băi, când eu de păstor, când păstor bănic, eu te bat pe tine. Bă, dacă nu-i pentru tine, pentru copii, băi, ar vrea să vină o fată în vinsă, să ies odată și fata ta în balcon, băi, stai în garsonieră cu 9 copii și cu 2 voi, 11. Și spui că Domnul îți spune că îți dă casă? Și el spune, nu pot, așa nu-l spus Domnul. Se duce prietenul meu, absent de octavă, în America. Vorbește de cazul ăsta, pun americanii mână la mână, vine o soră, îl duce la el, spune Marcel, am venit să-ți cumpăr un apartament. Și el îi spune, da, soră, dar Domnul mi-a spus când dă o casă. Dar stai să întreb. Și îl sună pe fratele Costel Tudorache, prorocul, și spune, măi Costel, era casă, apartamentul nu-i casă? Și el spune, nu, era casă. Și încă un amănunt am uitat să spun. În colțul casei tale scrie pe o tablă Botoșani și tăiat cu roșu. Și refuză al doilea apartament pentru că Dumnezeu a spus că îi dă casă. Într-o seară veneam de la Tudor Vladimirescu de la o noapte de veche, cu Marcel în mașină. Și a spus, hai să-i duc până acasă. Când am ajuns la poartă, s-a înfiorat carnea pe mine. În colțul casei lui, în drumul care merge la Iași, pe o tablă scrie Botoșani și tăiat cu roșu. Ce-o vorbit Dumnezeu, ce i-o împlinit. Dar Dumnezeu vrea ascultat în toate. Am fi spus că e fanatic, că e nesocotit, că e de-a dreptul nebun. Să refuze două apartamente. Dar el a spus, nu! Dumnezeu așa mi-a spus și așa îmi dă. Când vorbește Dumnezeu, împlinește, frate. Dragii mei, Dumnezeu acesta mare nu-l poate cuprinde mintea noastră. Când a studiat problema universului acestuia, cum e el structurat, prima mega structură sunt roiurile. Noi suntem de roiul Fecioare. Roiurile astea de stele sunt apoi organizate în grupuri. Noi suntem din grupul local. Apoi grupurile sunt în galaxii. Galaxia noastră e Calea Lactee, vecină cu Andromeda și cu norul uriaș al Magellan. Un grup are peste 40 de galaxii. Galaxiile sunt organizate în sisteme, sistemii pe planete și noi facem parte din Pământ. Cineva vorbind de distanțele astea grozav de mari, milioane și sute de ani lumină, lumina având 300.000 de kilometri pe secundă, da? Viteza să le trebuie câte. Așa. Spunea cineva așa, Pământul nostru, în comparație cu Universul, îi cum ai pune un vârf de aici. Atâta reprezintă Pământul nostru. Acolo și adunarea din Cornești, acolo sunt și eu, acolo și Obama, acolo și comunitatea europeană, acolo sunt și harturile arabe, totul ce se desfășoară pe Pământul ăsta. Și e mult.
Eu am zburat de la București la Istanbul, o oră și un sfert, din Istanbul până în Dubai 5 ore și din Dubai până în Melbourne 16 ore, cu 1000 și ceva de kilometri la oră. În partea cealaltă de pământ am ajuns. E uriașă distanță. Ei bine, pământul ăsta e când ai pune un vârf de ap pe peretele ăsta. Atâta suntem noi. Iar Dumnezeu e peste toate acestea. Biblia spune că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Dumnezeu stă deasupra Universului. El ține minus infinit și plus infinit. El e Alfa și Omega. Scăpiți-vă pe Dumnezeu. Și Dumnezeu ăsta mare, într-o zi s-o apucat să deseneze. Și-o desenat niște căniți, o desenat niște furculiți și le-a spus David, așa să fie furculițele în templu. David așa spune Grulis, izbodul acesta mi l-a dat Dumnezeu, care a însemnat cu însăși degetul lui. Întrebarea mea era următoarea. La un Dumnezeu așa de mare, de a mai fi creat o cometă, un asteroid ceva să-i corecteze o traiectorie, da? Dar e treabă de Dumnezeu cum să fie furculițele în templu? Da? Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al detaliilor, un Dumnezeu al amănuntelor și așa vrea ascultat, în toate amănuntele. Spunea Domnul Iisus Hristos, când ne teapă ucenici, întâi la evrei, apoi în toată lumea, și le-a dat Evanghelia. Și a spus, mergeți acolo lor, duceți-vă în Groenlanda și predicați Evanghelia, și la triburile din Africa, și duceți-vă la popoarele asiatice, și la germanice cu ochii albaștri. Evanghelia aceasta trebuie dusă pe toată lumea asta. Duceți promovați Evanghelia. Și îi cheamă la prieteni și îi spune așa, să vă încălțați cu sandale. Eu am o predică, nu o predică în seara asta, am intitulat-o din Marcu, le-a poruncit să se încalță cu sandale. Mintea mea era următoarea. Dacă Petru nu era cu sandale, era cu pantofi, era o problemă? De ce mi-a poruncit să se încalță cu sandale? E important că ce ești încălțate? S-a uitat la hainele lor, să nu aveți două haine. S-a uitat la brâul lor, la cingătoarea lor și acolo le-a dat indicate. Știți, e că de o soră în adunare spune, nu contează cum ai fost, dar Dumnezeu nu se uită la fustă, se uită la inimă, s-o crezi tu. Dumnezeu se uită și la fustă, se uită și la baptism, se uită cum ești îmbrăcată. De ce? Le-o porunci să se încalce cu sandale. Dacă am dat timp, ați predicat, dacă o mai vin la voi. Că Dumnezeu e un Dumnezeu al amănuntelor. Și e prea respectat în pocăință, în toate amănuntele. Dumnezeu să ne ajute. Așa e, dar pornești la adunare. Facem semn de evangelizare. Vrem să se pocăiască cu oamenii. Dă Doamne să se pocăiască. Dar noi suntem pocăiți. Ascultăm din ce îți spun frate, din ce scrie Evanghelia. În ce privește ținuta vestimentară, știți că ea exprimă ceva? Păi eu dacă văd o femeie îmbrăcată în negru, nu spun că asta vine de la discotecă. Asta ai un caz învurit cineva. Când văd unul cu grade pe umăr, ăsta e ofițer. Când văd unul cu un trenic, ăsta e sportiv. Când vezi o fată în Mureș, spui, asta e pocăită. Se spune de voi, sunt de pocăite? La liceu, la voi, în mijloacele de călătorie, se spune despre voi că sunt de pocăite? Să ne dea Domnul pocăință în toate mintele, amin? Dumnezeu vrea ascultat în toate amănuntele, să ne dea Domnul ascultare. Și iată că în corabia asta erau oameni neascultători. Apoi erau oameni străini și probabil cu asta voi încheia predica. Deși n-am ajuns la jumătate. Bucurați-vă pe jumătate, deci tot să termină, nu? Erau străini. Știi care e constatarea mea? Că la adunare trăim ca străini. E foarte mult. Un om cu facultate, care în vremea aceea ușesc, țineau o funcție foarte înaltă. Mă sună la telefonul frate din Bogotan, de la numărul 1, și începe să plângă. Frate Dragoș, am 19 zile de când stau pe pat cu fața în sus, operat de ernie de disc. Nu mă pot mișca. În 19 zile am numărat toate ciocurile din scândru, le știu pe de rost. Am făcut tot felul de figuri geometrice și tot ce-am știut eu. Și am spus, mai bine fac altceva, mai folositor, mai bine mă rog pentru frații. Și m-a început să se roage. Și m-a rugat de pe toți frații care stau cu mine pe bancă. Și m-a rugat de pe frații care stau pe banca a doua. Și când am ajuns pe banca a treia, e un frate așa înalt care vine cu un băiat. Și am vrut să mă rog pentru el și am uitat cum îl cheamă. Și atât am plâns. Pe acela de pe banca a treia, nu mai știu cum îl cheamă. Voi știți fiecare cum vă cheamă?
Nu că nu știu necazul, nu știu problema, nu că nu spun vreau să te ajut cu o rugăciune, vreau să te ajut cu o zi de post, vreau să te ajut că avem părtășie. Eu zic, nu mai știu cum îi cheamă. Mai vă rog ceva. Când ieșiți din adunare, să ieșiți cu voi gură, da? Chiar dacă am venit cam mai mult. Și când ieșiți din adunare, să dați mâna pe cei care n-au stat de multă vreme. Și el spunea, durerea mea știi care? Nu e asta. În 1967, lângă Dorohola, dealul mare, s-a deschis o casă de rugăciune. Și în ziua când s-a deschis, frate Dragoș era acolo prezent. O soră oarbă, toată viața a fost oarbă, a vândut oul de pe cuibar și a făcut rost de bani. Și spune la conducător, frate, cu ocazia deschiderea adunării, eu fac o masă de dragoste. Și a făcut o masă de dragoste la ea și acum venea un musafir. Și îmi spunea fratele Pavel, mă uitam, sora asta în brac și dat mâna. Mi-a zis, vai, sora Ana, ai venit, Domnule, soră Maria și matare, fratele Cunai. Și a spus, n-am greșit numele la niciuna. O femeie oarbă, o dat mâna cu toți frații din adunare și n-am greșit numele la niciuna. Voi știți măcar cum mă cheamă? Și trăim în aceeași corabie, în aceeași adunare. Am ajuns trăit. Avem sertarul nostru, mama n-are ce căuta. Avem site-urile noastre pe care le accesăm, mama nu știe parola. Și stăm și îmbătrânim acolo și pierdem timpul în fața unui ecran. Și nu vezi că mama ta are două zbârcituri mai mult. Și nu vezi că tatăl tău merge mai îndoit de jale, ca să trăiești tu mai bine și să ai bani să faci o școală. Suntem străini în cadrurile noastre. N-ai voie să violezi intimitatea. N-ai voie să ruși pe un poster o praznică afișat în camera ei. Că ăsta e al meu și aici sunt eu, străini. Străinii unii lucrează în Occident, alții rămân aici. Alți părinți îți duci acolo, copiii sunt crescuți de bunici. Și lucrul ăsta nu place Domnul. În corabie erau și străini. Și aș dori ca Domnul să ne iei părtășie, să ne cunoaștem. Am încurat, erau și prieteni și să ne facă pe Domnul pe toți prieteni. Închei predica mea din seara aceasta aici. Aș vrea să vă spun ceva de marele apostol Pavel, dar vă las chemă pentru acasă. Omul care a primit făgăduința, Pavel, pe toți se dăruiesc. Pavel avea un sfat bun pentru întotdeauna. Cel puțin de 4 ori intervine Pavel cu sfatul lui și când a fost ascultat și când nu a fost ascultat. Un pocăit în Cornești are autoritate. O să râde vecine odată, o să râde de două ori, o să râde primarul de tine, o să râde consilierii. Și la urmă spui omul ăsta are dreptate. Când Pavel le-a spus la oamenii ăștia, hai să nu plecăm. Le-a spus lui din Golabii, plecăm. Dar a venit vremea când 100 de ostași ascultat de un temnițat. Probabil că o dat la anturul de jos. Și sutașul asculta acum de Pavel. Ce să facem Pavel? Dar cu oamenii ăștia fug, suntem pierduți. Și-au dus repede cu baionete și-au tăiat frânghiile ca să nu plece cu lundre aceea. Deci toți ascultă de Pavel. Un om al lui Dumnezeu trebuie să aibă autoritate. Amin? Să ne dea Domnul. Și întotdeauna aveți o sfat. Spune-le pe aia de o dată, de două ori, de 10 ori, de 100 de ori. Că într-un zi vorba ta va ajunge. La noi în armare era un frate venit de lume, s-a pocăit în zi. Avea 10 copii nepocăiți. În fiecare duminică, eu eram mai mic decât copiii aceia. Iar în fiecare duminică eu s-a rugat, vrei Doamne, adă la pocăință pe toți copiii, ascultă-mă Doamne! Și plângea. După ce că te-a predica, el prorocea. Da, fiule, te-am ascultat, că toți voi aduce la mine. Asta în fiecare duminică, un an, doi, trei. Noi ieșeam din adunare, fiind copii, și când ne rugam, ascultă-mă, Doamne, și am avut zicat, da, fiule, te-am ascultat, era legenda noastră, era povestioara noastră. Omul s-a avut 10 copii. Pe cel de-al 10-lea copii, de 60 și ceva de ani, eu l-am botezat. Ultimul care s-a pocăit. Totuși, bambină, bătăuși, bieții, scandal. Unul cât e unul, toți 10 au venit la adunare. Toți 10 sunt pocăiți. Pentru că rugăciunea și sfatul părintelor te ajunge într-o zi. Să avem întotdeauna un sfat bun. Amin? Amin. În al doilea rând, să fim exemplu. Când au venit la oameni ăștia frânți și îngroziți, cuvântul spune că Pavel a luat o pâine, a frânt-o, a mulțumit lui Dumnezeu și a mâncat. Toți s-au îmbărbătat. Fii un exemplu pentru copiii din casa ta. Fii un exemplu pentru cei din adunare. Fii un exemplu pentru omul de lângă tine. El văzând purtarea ta, se va pocăi și el. Odată a ajuns un caz aproape de divorț. O soră spune, frate Dragoș, nu ai pocăit cu omul ăsta. De ce?
Păi, nu-i om, e fiară, nu are inimă. De ce, măi? Păi am un băiat de 19 ani și eu hotărât la ora 8 sau nu știu când eu sunt 9, ieși de acasă. Și într-o seară băiatul întârzea câteva minute, l-o bătut, l-o călcat în picioare. S-o băga nevasta, să iei și e bătaie. Îți spui, mă, așa să-l bată. Și eu spun, măi, dar poate nu e așa de rău că îl supraveghează. Că dacă nu vezi tu că tinerii ăștia au anturaje, i-am spune, nu-i rău, măi, frate Dragoș, că eu spun la ora 9 să-mi ia acasă. Rău-i că el se duce tot cu pocăiți și joacă remi până la 4 dimineața. Beu cafele, râs cu un banc și joacă remi până la 4 dimineața. Asta e rău. Adică băiatul de 20 de ani se vine la 9 și el, om însurat, vine dimineața. Asta e rău. Fii un exemplu pentru copilul tău. O să mă uitat pe fată și după 2 ani o scris acasă, o scris, eu cu tatăl sunt. Dacă îmi pare rău ceva, după ce m-am căsătorit, îmi pare rău după rugăciunile de acasă. În casa asta, a unui prieten al meu, rugăciuni, cercul de rugăciuni, spune, trăiesc bine cu soțul, mă înțeleg, dar el e șofer pe tir, am mai mult copii, s-o dus să-mi câștige pâinea și eu nu mai am părtășia rugăciune, cum o aveam acasă. Ai tu părtășia rugăciune? Mama mea care îmi spune că o suferit așa de mult, ceasuri întregi stat pe genunchi. Și în momentul când Domnul a chemat de acasă, eu am cunoscut că mama nu se mai roagă. Ești un exemplu de trai, de vorbă pentru copiii tăi. Numai așa îi duci la destinație. Și în al treilea rând, Apostolul Pavel avea revelații de la Dumnezeu. El nu a venit cu filozofie, nu a venit cu psihologie, nu a venit cu pastorație, teologie pastorală. El a luat bine ceea de căjit, a spus, un înger al Dumnezeului căruia îi slujesc. Mi s-a arătat azi noaptea. Când ai văzut tată ultima dată un înger? Știi, băiatul tău, că tu ai lucrări de la Domnul? Când ai spus la copiii tăi, uite ce mi-a spus Domnul? Sau am pierdut din darul lui Duhului Sfânt? Avem programe frumoase, grozava scântași. Eu vreau să știu dacă Domnul vă botezat pe toți cu Duhul Sfânt. Avea să știu ce daruri aveți de la Duhul Sfânt. Că mai frumos ca voi să cânte la Casa de Cultură. Dar ce avem noi, ei nu au. Noi avem puterea lui Dumnezeu. Comora asta, puterea asta nemaipomenită. Și aș dori ca Domnul să lasă darul lui Duhul Sfânt. Purarea mea. E prima dată când m-am văzut. Poate și ultima. Dumnezeu știe. Aș vrea ca într-o zi să ajungeți cu totul. Și când va veni Domnul pe noi. Eu am făcut armată la Timișoara, 2000 de soldați erau. Și în fiecare dimineață venea comandantul, îi cânta marșul cu fanfara și noi stăm cu armele așa, treceau fiori pe tine. 2000 de soldați dădeam onorul la comandantul unității. Și m-am gândit eu, dar ce o să fie când toți pocăiți de pe întreg pământ o să adune sus pe noi și o să-l așteptăm pe Domnul Dumnezeu. Aș dori ca atunci să fiți și voi. Amin. Să fie copiii voștri. Amin. Și să fie întreaga adunare. Amin. Și să mai cheme Domnul din Cornești oameni la pocăință. Amin. Să ne întâlnim acolo. Amin.